Organizatorii Festivalului Internațional de Chitară Severin au pregătit iubitorilor de muzică de calitate o surpriză de care pot avea parte doar în orașele mari. Vineri la Biserica Catolică, începând cu ora 18, va avea loc primul spectacol de muzică clasică la chitară. Vom încerca să surprindem spectatorii prin felul nostru de a cânta, prin momentele artistice și prin melodii. Muzica clasică înseamnă una dintre cele mai complexe stiluri de muzică, diferind de la momente de tandrețe și de calmă interpretare, până la momente în care se poate auzi sufletul. Printre invitați se va afla și Traian Milca, student în anul 4 la Academia Națională de Muzică din București. Vor mai concerta elevi și profesori de chitară din Kladovo, Negotin și Majdanpek. După prima ediție, în primăvara lui 2011, festivalul va deveni o competiție muzicală în adevăratul sens al cuvântului. Destul de multe piese din mai multe perioade, romantică, clasică, modernă, contemporană. O să fie, cred, un recital foarte frumos. Va fi o confruntare între școala românească de chitară și școala sârbă, pentru că avem câțiva copii tineri interpreți din Serbia, și școala românească reprezentată și prin copiii noștri, copiii din turnul Severin. RTS și Informația de Severin vor fi parteneri media evenimentului.